Conii coace pizza. Prostii spusă, Conii scormonește cu furculița prin mâncarea din farfurie. Piure de cartofi cu spanac. Iac! Asta nu place deloc! Mormăie ea supărată. Mama, care tocmai încerca să-i vâre lui Iacob o lingură de spanac în gură, îi spune enervată. Atunci gătește singură! Asta voi și face! Îi răspunde Conii. Mâine voi găti cu Simon, el știe să facă pizza! La început, mama oftează, apoi aprobă râzând. Simon este cel mai bun prieten al lui Conii. Ea îl sună de îndată ce termină de mâncat. Vrea să știe dacă mâine după școală pot face pizza împreună. Însă Simon trebuie să-și întrebe mai întâi mama. Dar ea nu este încă acasă. Simon o așteaptă cu nerăbdare. Doar după jumătate de oră, Simon sună deja la ușă, ținând într-o mână un pachet cu amestec pentru a lua de pizza și în cealaltă mână o carte de bucate. Conii îl privește complet năucită. Era vorba să facă pizza abia a doua zi, dar Simon o lămurește că vrea să verifice dacă au toate ingredientele pentru pizza. Conii și Simon se uită împreună în cartea de bucate să vadă cele necesare pentru pizza. Sos de roșii, roșii, ardei, cașcaval, salam, măsline și, desigur, amestecul de copt pentru aluatul de pizza. Destul de multe componente. Oare le au pe toate? Nu le lipsește nimic? Mama lui Conii caută în dulapul de bucătărie. Simon se uită în frigider. Grozav, au găsit toate cele necesare. Conii ar fi preferat să se apuce imediat de copt. Însă Simon trebuia să plece acasă. Amândoi copiii așteaptă cu nerăbdare ziua cea mare. A doua zi, după încheierea orelor, Conii și Simon sunt primii care ies din sala de clasă. Ajunși acasă la Conii, cei doi copii își aruncă rapid ghiozdanele și jachetele în hol și dau buzna în bucătărie. Conii și-a pus deja șorțul când mama le strigă. Mai întâi agățați-vă jachetele în cuier și apoi spălați-vă pe mâini! Pentru început, Conii caută vasul mare de amestecat aluatul. Apoi, toarnă amestecul pentru aluatul de pizza cu atât de mult elan încât se ridică norișor de praf. Conii își bagă ambele mâini în castron. Amestecul pentru pizza are o consistență atât de pufoasă. Simon măsoară cu o cană gradată 150 de ml de apă. E foarte meticulos. O vreme trebuie să mai verse sau să mai adauge puțină apă până când în sfârșit reușește să potrivească cantitatea de apă, fix 150 de ml. Toarnă apa în amestecul pentru pizza. Conii pornește mixerul de mână cu brațele de frământat atașate și amestecă în vas. Aluatul se îngroașă rapid. Acum mai trebuie doar frământat, dar de data asta cu mâinile. Simon îi arată lui Conii cum se face. Aluatul se împinge cu o mână, iar cu cealaltă se trage. Conii frământă de zor și între timp fredonează un cântecel vesel despre frământatul aluatului. Dar încetul cu încetul începe să transpire. Își dă la o parte părul de pe față. Deja are aluat și un păr. Și, pe deasupra, acum o mănâncă și nasul. Curând, Conii e complet epuizată, dar și aluatul de pizza e gata. Conii și Simon îl gustă. Nu e dulce ca aluatul de prăjituri, dar e totuși delicios. Obosiți, Simon și Conii se așează pe banca din bucătărie. După atâta muncă, li s-a făcut sete. Copiii beau suc. Lui Conii este și foame. Se gândește că, de fapt, e foarte comod să poți mânca imediat după ce vii de la școală. Fără să trebuiască să gătești înainte. Însă Conii și Simon nu au prea mult timp de relaxare. Trebuie să felieze legumele cu care vor orna pizzele. Cu roșiile, Conii nu se prea descurcă. Mai întâi nu reușește să taie cu cuțitul pielița roșie, apoi miezul zemos stropește pe afară și întreaga roșie se face fleașcă. Conii preferă să se ocupe de ardei. Simon, mai priceput, preia tăiatul roșilor. După ce au feliat legumele, copiii continuă cu pregătirea aluatului.
Simon presară puțină făină pe masa de bucătărie, iar Connie face același lucru cu sucitorul. Și podeaua primește puțină făină. Apoi, Connie întinde aluatul. Amândoi copiii decupează cercuri mari în aluat cu un pahar. Ca la pursecuri, este de părere Connie. În timp ce întinde aluatul rămas, Simon unge tava de copt cu puțin ulei, ajutându-se de o pensulă de uns. Connie așează cercurile de aluat în tavă și le unge cu ulei. În urma acestei proceduri, rondelele de aluat lucesc de parcă ar fi fost lăcuite. Apoi, Connie și Simon întind sos de roșii peste ele. După aceea, urmează partea cea mai frumoasă și mai palpitantă a activității. Fiecare mini pizza trebuie ornată cu felii de ardei și roșii. Connie aranjează feliile de legume în formă de față de om. O felie de ardei roșu este gura. Două bucăți de ardei verde sunt ochii figurii. Connie taie un nas dintr-o felie de salam. Fața arată foarte nostim. Connie și Simon chicotesc încântați. Simon așează bucățele de cașcaval pe post de ochi și improvizează o gură din feliuțe de roșii. O măslină devine un nas umflat. Născocesc fețe din ce în ce mai trăznite. O față are barbă din cașcaval și gură din salam. Alta, ochi din măsline și păr din cașcaval. Curând, înecându-se de atâta râs, abia mai pot respira. Ce păcat, deja toate pizzele sunt gata! Connie cere ajutorul mamei pentru a porni cuptorul. Pizzele trebuie coapte la 200 de grade Celsius. Când cuptorul s-a încins, mama introduce înăuntru tava de copt. Connie privește curioasă prin gemulețul ușii de la cuptor. Simon îi spune că pizzele vor fi gata când cașcavalul de deasupra se va topi. Însă, după 2 minute încă nu se întâmplă nimic. Connie se plictisește să mai privească prin gemulețul cuptorului. În plus, burta ghioră e din ce în ce mai zgomotos. Mai bine se apucă să așeze farfuriile pe masă. Simon adaugă cuțite și furculițe. În dreptul fiecărei farfurii pune și câte un pahar. Apoi, deoarece a început să miroase bine, amândoi se repede înapoi la cuptor. Pizzele sunt în sfârșit gata. Mama îi ajută pe copii la scoaterea tăvii fierbinți. Pizzele arată delicios! Connie și Simon mănâncă una după alta mini pizzele, cu degetele, că așa e cel mai gustos. Au ieșit chiar delicioase! Mult mai gustoase decât piureul de cartofi cu spanac. Și mama recunoaște asta, lăudându-i. Ați gătit minunat! Acum mai trebuie doar să spălați vasele și să faceți ordine în bucătărie. Subit, Simon își aduce aminte că trebuie să meargă foarte urgent acasă. Și Connie, la rândul ei, anunță că are foarte multe teme. Deci mama rămâne să spele vasele și să facă ordine în bucătărie de una singură. Tot e bine că nu trebuie să mai și gătească azi. Și săptămâna viitoare vom găti din nou locul tău, probabil spaghete, o consolează Connie pe mama. Dacă v-a plăcut clipul, lasă un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!